Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai de două declarații de un cinism cumplit ale unor oficiali de la București, care ne arată cât de departe sunt aceștia de problemele reale ale cetățenilor din România. Cât de inadecvați sunt. Să le luăm pe rând. Mai întâi, declarația premierului Marcel Ciolacu, care a fost invitat să comenteze protestele față de ordonanța de urgență care impune ridicarea permiselor de conducere a celor șoferi care refuză să fie testați, cu drag testele care dau atât de multe erori, chiar dacă aceștia cer în schimb să le fie recoltate probe biologice de la IML. Adică oamenii nu vor să nu fie testați, vor să fie testați corect. Și deși vor să fie testați corect, statul îi pedepsește. Astfel, domnul Ciolacu a declarat, citez: "Nu e o catastrofă pentru două zile că rămâi fără permis." Am încheiat citatul. Mă gândesc că asta e probabil ce își spun politicienii hoți când se gândesc la posibilitatea de a fi prinși. Nu e o catastrofă că stai la mititica 2 ani, că păstrezi banii până la urmă, nu? Adică atitudinea domnului Ciolacu este inadmisibilă. În primul rând că nu e încăderea abuzatorului să decide dacă acțiunile sale sunt sau nu sunt grave. Las că nu mori dacă ți-a lovit mașina, că o repari tu. Nu e o catastrofă dacă ți-a rupt piciorul, se lipește la loc. Nu e nicio nenorocire că ți-am furat 1000 de lei, îi pui tu la loc. Deci nu abuzatorul decide. Nu domnul Ciolacu, care reprezintă statul în această problemă, ne poate spune dacă e sau nu o problemă când statul acuză pe nedrept pe cineva că e drogat și ridică permisul. Victima stabilește cât de grav e afectată de acest abuz. Este o problemă că rămâi două zile fără permis, fără să fii vinovat. Ba, mai mult, fiind învinovățit pe nedrept că ești drogat. Este o problemă învinovățirea fără temei a oricărui cetățean român, fie pentru un minut, o zi, o lună. Nu durata este relevantă aici, ci situația în sine. Și este cu atât mai gravă această problemă atunci când cetățeanul e învinovățit pe nedrept tocmai de o instituție a statului român. Deci nu ridicăm din numeri când se întâmplă asta, domnule prim-ministru, da? Dimpotrivă, ca șef al guvernului, dumneavoastră aveți obligația să organizați funcționarea administrației de stat astfel încât, pe cât posibil, aceasta să nu abuzeze cetățenii. Iar când descoperiți că se întâmplă totuși, aveți obligația să reacționați și să corectați abuzul. Nu să scoateți panseuri de-astea de chibiți cu filozofii de tarabă. Lasă, bă, că nu-i mare lucru. Bine că nu mai e rău. Repar tu ce am stricat eu. Și apoi știm prea bine cu toții că nici măcar nu-i vorba de două zile aici. Adică imensa majoritatea celor care au fost învinovățiți pe nedrept cu drag teste fals pozitive au pierdut apoi luni de zile, uneori câte un an întreg, pentru a-și demonstra inocența. E adevărat că a existat un caz în care rezultatele de la IML au venit în două zile, în situația domnului Dorian Popa, foarte controversat vlogger, din câte înțeleg. Uite, așa am aflat pe cine urmărește pe TikTok domnul Ciolacu. Dar cazul lui Dorian Popa este izolat. Restul oamenilor se chinuie cu lunile. Și oricum, chiar și domnul Ciolacu recunoaște că abia acum statul încearcă să crească capacitatea de analizare a probelor biologice și că deocamdată durează luni întregi să-ți demonstrezi nevinovăția. Domnul Ciolacu spune, da, înțeleg că 4-5 luni. Domnul Ciolacu ne cere să ne amintim de cazul 2 mai, ca să înțelegem necesitatea acestei ordonanțe de urgență. Nu e nevoie să ne amintim de 2 mai, adică evident că e nevoie de legislație care să pedepsească șoferii care conduc sub influența substanțelor, dar, apropo de cazul 2 mai, domnul Ciolacu uită convenabil că pe Vlad Pascu, șoferul drogat care a omorât 2 tineri, poliția l-a oprit de 2 ori în trafic înainte de accident și l-a lăsat să plece, deși nu avea RCA valabil. Asta, potrivit legii, obliga poliția să-i ridice pe loc talonul, ceea ce n-a făcut. Unul dintre polițiștii care l-a controlat era chiar șeful poliției locale. Deci n-aveau nevoie polițiștii de această ordonanță de urgență ca să-și facă treaba. Așadar, nu vrem, domnule Ciolacu, să ne pierdem luni de zile reparând ce strică organele dumneavoastră de la MAI cu niște teste antidrog care au dat anul trecut 38% rezultate fals pozitive din toate rezultatele pozitive contabilizate. Și este totalmente incorrect să aruncați la întâmplare cu acuzații de consum de droguri în populație și să puneți apoi cetățenii să demonstreze că nu e adevărat.
și să mai și minimalizați acest abuz. A, să ce dacă rămâi două zile fără permis degeaba? Că noi zicem fals, că te-ai drogat. Cum e posibil o asemenea suficiență din partea unui prim-ministru? Repet, nimeni nu contestă necesitatea de a sancționa persoanele care șofează sub influența drogurilor. Așa cum nimeni nu contestă necesitatea de a sancționa persoanele care șofează sub influența alcoolului. Dar, așa cum nimeni nu contestă etilotestele, care, practic, nu dau erori, nimeni n-ar contesta testele antidrog dacă acestea ar identifica persoanele aflate realmente sub influența drogurilor. Nu pe unii, unul din trei, care ori n-au luat nimic, ori au luat uneori nurofen, sau picături de nas, sau un covric cu mac, sau un baigli. Ce-i porcăria asta? Deci s-a trezit moșteacă a lui Bacalbașa să dea legi prin România. Și după aia ne spune că nu e nicio problemă, că legile sunt tâmpite. Un al doilea caz de dispreț crunt față de cetățeni vine de la șeful CNAIR, domnul Cristian Pistol, care, apropo de felul în care a fost anunțată practic peste noapte închiderea Văii Oltului timp de o lună, a declarat foarte mirat că, și citez, dacă ar fi fost cu trei luni de zile înainte, cu ce ar fi ajutat? Pentru că tot rutele astea ar fi fost închise. Și am încheiat citatul. Deci omul pur și simplu nu pricepe care e rolul lui în funcția pe care o deține, și anume că dânsul e în slujba cetățenilor. Nu noi cetățenii suntem cumva în slujba domnului Pistol și trebuie să-l servim pe dânsul. Era o dovadă de minim respect să anunți din timp că urmează închiderea unei artere cruciale pentru transportul rutier din țara noastră, astfel încât companiile care depind de transportul pe aici al mărfurilor de care au nevoie sau pe care le distribuie, să se poată reorienta, să-și anunțe clienții că vor apărea întârzieri, că vor fi perturbări în lanțurile de distribuție, ca să nu mai vorbim de costurile suplimentare pe care le vor suporta și pe care trebuie să le ia în calcul în derularea acestor afaceri. E ceva de respect față de oamenii care depind de drumul respectiv. Să le spui din timp. Trebuie să-l închidem. Trebuie să facem ceva. Adică nu contestă nimeni că trebuie făcute lucrări de pregătire pentru șantierul autostrăzii. Bravo, foarte bine. Dacă pentru asta trebuie închis drumul respectiv, ok. Să-l închidem, să fie închis, să se facă ce trebuie făcut. Dar atitudinea asta arogantă față de cetățeni, vezi că se închide de mâine. Bă, dar nu știai din timp, adică nici nu te costa nimic să spui. Cu trei luni în urmă, era vreo problemă să spui peste trei luni, fiți atenți, trebuie să închidem asta, pregătiți-vă, oameni buni. N-avem în control, să vă dăm niște explicații. Nu, e fine, unul totalmente arogant, de mâine se închide. Ce, dacă se închide de mâine sau vă ziceam acum trei luni, nu tot traseul ăla îl închidem? Dar nu traseul e problema aici, că se închide. Problema e cu oamenii care îl folosesc. Deci, ambele dovezi de cinism și obrăznicie față de cetățeni, mie îmi seamănă pe undeva cu mirarea Mariei Antoaneta, care recomanda francezilor revoltați să mănânce cozonac, dacă n-au pâine. N-aveți pâine, mâncați cozonac, care e problema? De ce trebuia să vă anunțăm cu trei luni? Tot traseul ăla îl închidem? Lasă-mă, care-i problema că suspend două zile carnetul, că te acuz că ești drogat? Și îl iei tu înapoi. Da, cum s-a terminat în cazul Mariei Antoaneta știm prea bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.